fost o punere în scenă după o carte scrisă de un an de zile de un autor tânăr, chiar din Târgoviște. Cum vi s-a părut? Autorul se cheamă Vasile Lupașc, e prietenul nostru, e un scriitor foarte bun și noi l-am sfătuit să meargă mai departe cu cărțile lui și să încerce să scrie și pentru televiziune și pentru cinema, pentru că textele pe care le scrie sunt foarte ușor de pus în scenă și foarte ușor de jucat de actori. Eu a fost o plăcere să-l cunosc pe Vasile și Vasile a fost cu noi în spectacol, unul dintre oamenii lui Vlad Țepeș. Bătălia asta ți-i tras cam puțini otomani în țeapă, doar unul am văzut. Dacă ne mai invitați la Târgoviște, data viitoare să dublăm numărul turcilor trași în țeapă. Am înțeles, să vin. Cu plăcere.